Hai, salutare băieți și bine v-am regăsit pe canalul Leximian. Bă băieți, data trecută am făcut clipul ăla cu despre Euro Truck Simulator versiunea 1.50, dar nu știam mare lucru despre Lane Assistant. Lane Assistant-ul ăsta e o funcție foarte interesantă în acest joc, băgată de recent cu update-ul ăsta, pe lângă multe alte lucruri pe care le-au băgat, inclusiv cele de grafică. Dar noi astăzi, în clipul ăsta, o să detaliem puțin despre Lane Assistant și o să vă arăt setările mele de force feedback, precum și celelalte setări la care trebuie să mai umbli în nou update. Așa că, astea fiind spuse, hai să intrăm puțin aici să vedem, să vă explic așa în mare parte care e treaba cu Lane Assistant, asistentul de bandă. Ei bine, ăsta te ajută foarte mult, inclusiv pe multe teren dacă te joci, să nu faci crash, să nu te lovești cu camionul, să nu ieși de pe bandă. El te poate ajuta prin sunete, fără să umbli la volan sau îți mută volanul. Și o să-ți arăt acum prima dată care este treaba, o să vorbim și pe urmă ți arăt setarea. Da? Dacă nu ești abonat încă la canal, te rog frumos să o faci pentru că aici vede la mine pe canal. Și hai să pornim și noi camionul. Deci, lane assistant-ul sau asistentul de bandă se activează la peste 50 km pe oră. Și acum noi ajungem, trebuie să ajungem la peste 50 km pe oră. El o să intre în acțiune în momentul de față, da? Deci îl las, da? Mac, mi-a luat de volan. Bine, nu-ți controlează el tirul. El decât îți mută volanul puțin ca tu să îți dai seama că ești de pe bandă. Da? Uite-o. Poți? Bun. Acum te gândești pe ok, și dacă vreau să fac split lane, adică să mă bag pe între benzi, să depășesc, să fac astea, cum fac? Că nu-mi place setarea asta. Ei bine, ei au făcut-o cu cap chestia asta. În momentul în care tu vrei să te bagi, să depășești, trebuie să folosești semnalizatorul. În momentul când ai folosit semnalizatorul, fii atent. El nu te mai bagă pe bandă. Da? Observi că nu mai ți ia de volan. Pentru că detectează semnalizarea. Dar în momentul în care l-ai închis, hați, te atenționează, ia. Te-a luat de volan. Înțelegi? E, și acum o să-ți arăt setarea. Uite, iarăși intrăm pe bandă. Vezi, n-are treabă. Și oprim aici. Oprim aici ca să-ți arăt setările. Deci este o funcție foarte interesantă și foarte mișto pentru cei care vă jucați curse lungi în Euro Truck Simulator. Mi se pare foarte interesant. Mai ales pentru cei care faceți live stream în timp ce faceți chestia asta, pentru că nu mai vă zăpăciți cu tirul de acolo până acolo. Și acum hai să vă arăt setările pe care le folosesc eu în Force Feedback și nou UI, nou meniu, hai să zic pe românește meniu, nou meniu, unora nu le place, mie personal îmi place, arată ca și cum ar fi un alt joc. Mergem la opțiuni și la opțiuni avem astea de grafică, vi le-am arătat data trecută în clipul trecut, aveți link în descriere, nu mai ne batem capul cu ele, audio nici atât. Și o să mergem către setările de Force Feedback. Eu folosesc volan cu Direct Drive de la Camus. Diferența este foarte mare față de Logitech. Da? Logitech, pe lângă ăsta, v-am mai spus și vă repet, este o jucărie. Setările mele sunt pentru force feedback, dar pot fi folosite și pentru Logitech sau Transmaster. Acum, depinde cum îți place ție. Na, astea îmi plac mie, eu așa le folosesc. Hai să vorbim. Sensibilitate direcție. Maxim. Da? Deci maxim dacă ai volan cu 900 de grade. Maxim, maxim aici, maxim dreapta. Linearitatea, maxim stânga. Dacă ai 900 de grade, dacă ai mai puține grade în volan, mai te joci cu ele. La force feedback, 100%, te poți duce mai mult, dar nu e cazul la mine că rupe mâna, dar 100% e perfect. Centrale la viteză ridicată. Eu o folosesc la 60% personal. Și la viteză joasă, mie îmi place să iau cu o mână, deci îl folosesc la 10%. Tu poți să-l dai mai sus ca să se blocheze volanul. Dar eu personal folosesc la 10%. Frecare internă, 0. Nu îmi place absolut niciun fel de efect în volan, chiar dacă e direct drive și e mișto. Îți spulberă toată chestia asta de realism. Nu știu, personal, eu așa o văd. Eu care conduc de atâta timp știu ce înseamnă, ce vibrații sunt.
Vibrațiile motorului, dacă le dați la 100%, încercați pe volanele voastre să vedeți ce urât fac volanele. Eu le folosesc la 10% să mi se miște volanul în momentul în care pornesc motorul. Suprafețe teren, denivelări, coliziuni, frecare, cutie de viteză alunecare la subvirare, 0. Și acum o funcție foarte importantă, direcție asistată. Asta ține de lane assistant sau de asistentul de bandă. E, asta vă jucați cu ea în funcție de ce gameplay aveți voi, cum mergeți voi cu camioanele. Dacă mergeți mai realistic, o țineți la 50%. Dacă mergeți tare, schimbați benzi, fără semnal și astea, o dezactivezi de tot. Dacă te duci mai jos, îți ia foarte ușor de volan, nu foarte tare. Dar după aceea nu mai simți și e puțin deranjant. Eu am considerat că 50% este perfect. Dacă te duci la 100%, îți mucește volanul și te aruncă în zid. Deci undeva la 50% e perfect. După aceea, aici nu ne mai interesează, nu cred că ne mai interesează nimic. Dar așa să mai mă uit să văd dacă... încă o chestie pe care vreau să vă arăt. Stai așa, că nu cred că e aici, nu e aici. Mergem către preferințe joc. Și la preferințe joc avem așa, următoarele setări. Dificultate, parcare și chestii. Eveniment aleatoriu îl țin pe 100%, adică s-a văzut tot felul de chestii noi în joc. Ocoliri, nu am nevoie, nu mă interesează. Precipitații, numai dacă vreau să filmez eu anume, le dau drumul, dacă nu, nu. Apoi aici la parametrii camion, iarăși, mai avem niște setări. Intensitate frână, 83%, asta țineți, eu o țin pe 100%, acum s-a dat de la update-ul ăsta nou. O chestie foarte importantă, o setare foarte, foarte importantă despre care mulți m-ați întrebat inclusiv pe TikTok. Interval animație direcție. Ce înseamnă asta? Eu, volanul ăsta are 2500 de grade total. Eu îl folosesc la 1800, cât ar fi un grad de rotație pentru un camion adevărat. Într-adevăr, rotești foarte mult la 1800, dar mie îmi place. De exemplu, dacă tu ai volan de 900 și observi că atunci când iei de volan, în joc volanul se duce maxim, trebuie să umbli la chestia asta. Deci tu volanul tău ți-l setezi din G-Hub sau eu știu ce volan ai tu, ți-l setezi la 900 de grade, să zicem, da? Dacă atât merge maxim. Apoi aici, ca să sincronizezi cu volanul din joc, îi dai interval la animație direcție și duci la 900 de grade cât are volanul tău. Dacă ai volan cu al meu și merge mai sus, te duci mai sus. Stabilitatea camionului 100%, stabilitatea remorcă 100% când avem nevoie, cuplu, arbore, transmisie. Nici asta nu-mi place, sincer, țin la 0. Rigiditatea 100%, rigiditatea cabinei la fel 100%, suprafețe, simulare suprafețe neregulate. Nu e cazul, nu-mi place cum se simte la volan, 0. Limitator viteză nu-mi trebuie, nu mă interesează. Senzor de foaie, retarder automat, frână de motor automată. Nu știu ce să zic cu asta, nu, sincer nu prea-mi place. Pornire automată electrică nu, că îmi place să-l apăs butonul. Acționarea automată a frânei de mână. Uneori, sincer, să fiu uit să mai pun frână de mână dacă filmez sau fac ceva și apăs pe ăla, să duce camionul în spate, îl găsesc lovit. Eu o țin pe on. Coborâre automată a osilor ridicate, da, că n-am alte butoane. Frâne pneumatice, nu. Carburant real, nu. E, sistem de antiblocare a roților. Ăsta îl țin on. Controlul tracțiunii îl țin on. Interval cruise control, eu nu folosesc cruise control, nu l-am folosit niciodată. Pilot auto inteligent, nu l-am folosit, este băgat la update-ul 1.4.9. Control de croazieră adaptiv, nu l folosesc nici pe ăsta. Sistem de frânare de urgență, ăsta dacă nu știți este băgat la update-ul 1.4.9. Și ce face? Îți frânează în momentul în care detectează perete sau mașină sau orice alte chestie care e pusă în mijlocul drumului, îți frânează, înțelegi? Îți frânează, de exemplu, dacă eu am găsit asta foarte deranjantă, pentru că atunci când vreau să depășesc, dacă nu mă încadrez cum trebuie și nu o să poți să realizezi să te încadrezi cum trebuie, îți frânează chiar când ești în depășire și riști să te lovești. Deci eu îl țin pe off ăsta, clar. Mod asistent bandă. E, exact ce vă spuneam. Aici ai două opțiuni. Avertizare, da, sonoră și modul în care te și ajută. Bun. Uite. Vă zice să și semnalizați. Scrie aici, mod asistent bandă, când e după 55 de km în sus, trebuie să semnalizezi ca să-l activezi, ca să-l dacă vrei să-l dezactivești, ca să poți să depășești în siguranță.
Ce mai aveam noi aici care era important și vreau să vă arăt? Ah, iarăși, parametri cameră. Mulți m-ați întrebat, bă, cum se învârte volanul în momentul în care dai de... cum se învârte camera din camion când miști de volan? Ei bine, uite, asta este setarea. Rotire cameră la virare. Și o bifezi și aici te duci cât vrei tu de mult. Poți să fie mai puțin, mai jos, te duci mai jos, sau poți să fie mai mult, te duci mai mult de 100%. Rotire cameră la mașarier nu o folosesc. Asta e rotire cameră când dai de semnal, când semnalizezi, da? Camera se mută în direcția în care vrei să... E deranjant. Nu o folosi când e deranjantă. Factor de multiplicare și chestii astea nu ne interesează. Limbă, așa. Țări, alte chestii. Ia să vedem dacă mai e ceva care vreau să vă arăt. Bă, nu mai e nimic, cam asta este. Deci astea sunt setările pe care eu le folosesc în Eurotruck Simulator. Ăsta este camionul. Mulți m-ați întrebat de ce mod este de camion. Nu e niciun mod de camion, pentru că întotdeauna când ei bagă un update nou în Eurotruck Simulator, modurile nu mai merg. Deci, clar că trebuie să scoată alte moduri compatibile cu acest mod, cu 1.5.0. Este un Volvo FH stock cu DLC-ul de tuning pentru Volvo și cu modul de pe Steam Workshop, SISL, exact așa, SISL, pentru volan și pentru chestiile pe care le vedeți voi aici la interior. Da, sticle, dulciuri, cucoana asta care o vedeți aici cu mine în camion. Deci astea sunt. Ăsta SISL merge pe orice update, deci nu ține de ce update își face Eurotruck-ul ăsta, o să meargă întotdeauna. Cam asta este, băieți, despre asta am vrut să vă vorbesc în clipul ăsta, sper că v-am ajutat cu ceva în clipul ăsta, să înțelegeți cam despre ce este vorba în acest update. Cel mai important lucru în acest update este grafica, deci o să vă meargă mult, mult mai bine și să se vadă mult, mult mai bine Euro Truck Simulator, indiferent de ce monitor și de ce plăci video aveți. Așa că până data viitoare, fratele vostru Aleximian vă salută cu cel mai mare respect și ca de obicei noi ne vedem în clipul următor sau pe shorts-uri acolo, dați like, dați subscribe, deveniți membru dacă vă place canalul. Și v-am salutat!